Bucovinei devenită deja tradiție, odată cu urcarea oilor la munte, va avea loc duminică 13 mai la Frasin în tabăra Bucșoaia. Deschiderea evenimentului va avea loc la ora 12:30 în centrul localității Frasin, de unde va pleca spre tabăra Bucșoaia Parada Bacilor. La orele 12:30-13 va urma apoi între 13:00 și 14:30 spectacolul folcloric susținut de ansamblul artistic Ciprian Porumbescu și de artiști consacrați, iar la ora 14:30 va începe Muguri de cântec din Bucovina, un spectacol susținut de formații tradiționale și de artiști amatori. De la ora 16, ansamblul artistic Ciprian Porumbescu va continua spectacolul până aproape de ora 19. În paralel, va avea loc plecarea oilor din Bucovina pe munte cu obiceiuri de stână la cele 4 stâni tradiționale care vor fi amenajate, prezentarea obiceiurilor și degustarea specialităților culinare ciobănești. Nu vor lipsi expozițiile gastronomice, cele de cai și de câini. În același timp, se va susține un simpozion în sala de reuniune din tabăra Bucșoaia, iar dezbaterea se va axa pe implicarea culturii tradiționale în dezvoltarea turismului cultural din Bucovina, cât și multiculturalismul ca punct forte în dezvoltarea turismului modern.